Avem practic o valoare de 436 de Nm prezentă pe o plajă de turație de la 1800 la 2500 de rotații pe minut. Deci foarte, foarte bună valoarea. În ciuda acestor valori de putere și cuplu, totuși mașina, fiind o mașină mare, nu reușește să depășească bariera de 190 de km pe oră și accelerează într-un timp rezonabil de la 0 la 100 de km pe oră, respectiv 10,1 secunde. Altele sunt însă caracteristicile, zic eu, impresionante ale acestui motor. Este foarte silențios și când spun foarte silențios, chiar este mai silențios decât majoritatea motoarelor de la concurență. Nu vreau acum să fac dezvăluiri, dar am avut plăcerea să conduc principalii competitori acestui Santa Fe și cel puțin pe partea de ambianță interioară și silențiozitate, Santa Fe-ul stă bine, bine de tot. O să vedem că acest capac care acoperă motorul dedesubt are o zonă foarte bine insonorizată, tocmai pentru a realiza acest sentiment de liniște atunci când circuli. Cred că cel mai bine este să îl salt din poziție. Iată, ca să înțelegeți cât de important este nivelul de zgomot pentru cei de la Hyundai, iată cum poate să arate un capac al motorului. Ocazie cu care putem să vedem și arhitectura motorului cu capacul scos. De asemenea, foarte elegant mi se pare făcută și capota. Aceeași simplitate. Nu am mai văzut capotă mai simplă. Uitați-vă cât de fin este ondulată până la urmă și tabla de pe interiorul capotei. Cât de simplu este sistemul de închidere. Foarte, foarte simplu. Chiar merită filmat și arătat. De asemenea, cât de simplă este și insonorizarea de capotă. Nota de eleganță pe care o are compartimentul motor. Nu cred că am vorbit vreodată despre eleganță în compartimentul motor, dar cu ocazia acestui Santa Fe, eu vreau să deschid o nouă rubrică la capitolul cum arată un compartiment motor. Cel mai mult mi-a plăcut acest Santa Fe cred că din toate modelele pe care le-am condus în întreaga mea viață. Adică, într-adevăr, un compartiment motor simplu, elegant, se vede preocuparea pe care au avut-o pentru eficiență. Spuneam de încuietoare, simplă, ușoară, comodă. Totul făcut așa cum trebuie. Evident că avem binecunoscuta cutie de viteze automată cu 6 rapoarte. Spun binecunoscută de ce? Pentru că am mai prezentat-o și cu alte ocazii și cred că v-am mai spus. La momentul apariției acestei cutii de viteze, deci nu pe modelul Santa Fe, ci atunci când a fost dezvoltată pe X35 și Sportage, cutia de viteze era cea mai compactă și mai ușoară din lume. Asta ca să înțelegeți că totuși și grupul Hyundai Kia știe să facă multe chestiuni care încep cu cel mai și cea mai. Nu știu dacă acum la deja câțiva ani de atunci mai este cea mai compactă și mai ușoară din lume, poate au apărut altele, nu am idee, dar despre această cutie automată vorbim. O cutie automată convențională cu convertizor de cuplu, destul de
Interesantă, trebuie să recunosc că a început să-mi placă cum schimbă, cel puțin pe acest Santa Fe mi s-a părut că schimbă destul de rapid, mai puțin în modul manual, o să mai vorbim despre asta. Însă, rămân la părerea mea pe care am mai explicat-o și la Sporte și X35, că nu pare să fie un convertizor de cuplu foarte, foarte eficient prin prisma consumului de combustibil. În momentul în care ai apăsat pedala de accelerație la podea, se simte imediat că acel convertizor de cuplu lucrează cam mult, cel puțin asta e impresia mea. Revenind la compartimentul motor, aceeași grijă pentru insonorizare se vede. O zonă destul de antifonată între motor și bord. Și alte chestiuni care au rolul de care spuneam de a antifona foarte bine zona din interiorul vehiculului, aceste chiedere pe care le vedem și pe laterale și sus la capote, este un cheder cu un pronunțat rol aerodinamic. Și de altfel, o chestiune pe care sper să nu uităm să o filmăm, am observat că în interiorul aripilor față este o spumă tot cu rol antifonant, exact cum ați văzut-o pe cea pe care v-am prezentat-o sub capacul motorului. Așa cum se observă, reglaj electric pentru scaunul șoferului. Destul de rapid se mișcă și are o cursă mare până lovești bordul. Maxim către spate. Poziția cea mai de jos. Și ridică până aici. Altfel comenzi clasice, spătar. Un reglaj lombar cu 4 poziții. Nu l-am simțit extraordinar, dar merge. Reglajul pe înălțime se face în stilul binecunoscut cu ridică și fața și spatele scaunului, destul de interesant. Volanul se reglează în adâncime și în înălțime. Cursele sunt destul de mari. N-ai probleme pentru că scaunul fiind reglat electric îți găsești ușor poziția. Butoane cum ne-am obișnuit și la i30 și la alte modele mai noi, destul de multe butoane, dar ergonomic puse și nu am avut probleme. Claxonul foarte puternic. Volan îmbrăcat în piele, probabil că știți, eu am mai povestit și altă dată că una din problemele bine cunoscute la modelele Hyundai de dată mai recentă, calitatea pielii de pe volan nu era cea mai strălucită. Parcă mi se pare că la acest Santa Fe pielea s-a schimbat față de ce
știam eu de la Hyundai și Kia. Parcă este o piele mai serioasă. Sunt curios cât de mult va dura în timp. Oricum, o chestiune destul de dubioasă este acest finisaj antracit așa, care pare a se zgâria destul de ușor. Dacă nu sunteți atenți cu mașina, o să arate urât destul de rapid. Și această remarcă o extrapolez și în restul interiorului. Mai avem niște zone cu această finisare, care până la urmă cred că este o acoperire, o vopsire a unui plastic. Și văd că are niște zgârieturi pe undeva pe aici, care probabil că se pot extinde în timp. Comenzile din stânga volanului. De aici se reglează intensitatea luminii din bord. Avem și Hill Descent Control. Activare-dezactivare SP și controlul tracțiunii. Butonul Active Eco, va mai povesti la X35 ce face. Și avem posibilitatea de a bloca diferențialul central. E o funcție foarte utilă. Deci în cazul de față avem o tracțiune integrală de tip permanent, cu distribuirea automată a cuplului în funcție de nevoile mașinii. În cazul în care iarna sau intri în noroaie și ai nevoie să ai capacitatea maximă de tracțiune, apeși acest buton și se întâmplă o distribuție egală a cuplului 50-50 pe fiecare punte. Vreau să vă arăt două chestiuni care mi s-au părut interesante la noul Santa Fe, respectiv faptul că avem reglare pe verticală a spotarelor, foarte interesantă. Dacă de obicei la alte vehicule concurente ai 2-4 poziții posibile, aici observați că pot pleca din această poziție, sigur, care este oarecum exagerată, și pot să fac, poate nu o să vă vină să credeți, însă acest Santa Fe are aproape 20 de poziții în care n-am stat să le număr, dar cam atâtea ies în care poți poziționa spătarul. Atât la scaunul pe care stau eu, cât și la acesta. Nu am idee dacă la cel mic avem aceeași facilitate, o să vedem. Probabil că nu. Nu, deci ăsta numai dacă îl prinzi cu spătarul pe care mă aflu eu, poți face acest lucru cu el, însă individual nu se poate. Și mai există o variantă, deci observați, se poate face și chestia asta, ceea ce e mare lucru. Și vreau să mai subliniez un aspect. Foarte mult spațiu pentru picioare, așa cum se vede. Spațiu suficient cu scaunul șoferului în poziția de lucru. Foarte ok spațiul în noul Santa Fe. Și pentru cap, peste tot, mi s-a părut spațiu suficient. Dacă ceva nu-mi place la modularitate, am următoarele observații. Da, este bine că din portbagaj poți să pliezi practic din două mișcări. Tragi de o clapetă în stânga, se pliază scaunul pe care mă aflu eu. Tragi de clapeta din dreapta, se pliază și scaunul acesta. Este super ok. Însă, ca să le repui în poziție, ai nevoie de două mâini. Deci nu poți să faci chestia asta pur și simplu apucând. Deci iată, eu o să-i dau drumul acum. În momentul în care a ajuns aici, s-a blocat. Nu mai pot să-l ridic. Și trebuie să deblochez din... Sigur că nu asta e mișcarea. Deci trebuie deblocat din acea clapetă. Așadar, ai nevoie de un pic mai multă îndemânare și de două mâini ca să poți să faci această chestiune. Oh.
Așa arată telecomanda. Foarte interesant și îmi place că este subțire, nu foarte grea. Bineînțeles, conține și cheie mecanică în cazuri de urgență. E suficient să o avem în vehicul și putem porni motorul doar folosind butonul și, bineînțeles, piciorul pe frână. Observ o schimbare la comutatoarele de acționare a farurilor și a ștergătoarelor de parbriz. Deci avem un nou tip de comutator, pare să fie mai interesant ca design decât cel anterior și cred că sunt și mai fiabile folosind un alt fel de comutatoare, nu genul rotativ. Rotativ avem doar aici, în timp ce comutatoarele anterioare aveau câte două inele rotative. Buton start-stop aici. Despre bord, ce aș putea să spun ca remarcă pozitivă? Pe lângă linia deja până la urmă un pic clasică, adică imediat ce te urci știi că este un Hyundai, se observă această consolă centrală care mie mi inspiră cumva ceva faraonic, adică așa mi se par aeratoarele astea. Și cu ecranul, parcă ai un fel de stilizare a unui statui de faraon. Destul de interesant. Arată bine, deci observați că și cu ceasurile de bord și cu display-ul stins, bordul arată destul de interesant. Dar remarca principală vreau să o fac vis-a-vis de calitatea materialelor. Deci avem niște materiale noi în acest Santa Fe. Mult mai fine decât ne-am obișnuit. Și pielea care este pe portiere și unele zone din bord au niște materiale noi destul de interesante. Unul dintre aceste materiale îl vedem aici. E un material mai rugos, mai nici nu știu cum să-i zic, un stil mai utilitar așa, însă moale la atingere. E un feeling destul de interesant. Textura materialului mie mi-amintește de Isuzu D-Max sau de Toyota RAV. Și Toyota RAV are un material asemănător, dar nu la fel, deci nu sunt identice. Mă refer la mărimea și cum se simte textura. Deci practic o combinație de materiale interesante și par a fi durabile, adică ăsta e sentimentul pe care îl am când le ating, nu par a fi ușor de deteriorat. În rest, la fel, bord cu ceasurile foarte greu de filmat, deci ca să filmez aceste ceasuri facem tot felul de artificii mai mult sau mai puțin posibile. Și o chestiune care mie îmi place mult la acest Santa Fe, despre care am mai vorbit, că eu sunt un om al tendințelor, îmi place să văd că mașinile respectă ultimul strigăt în materie de design, fie la exterior, fie că ești la interior. Ceva mai puține butoane, adică se vede faptul că nu avem multe comenzi. Elegant, simplu, ergonomic, deci nu am avut probleme. Dacă mă întrebați pe mine, mi-ar fi plăcut ca acest buton de avarie să fie roșu. Era o tușă personală. El este negru și doar semnalizatorul acela roșu. În rest, foarte elegant bordul. Lucrurile sunt așezate așa cum trebuie. Avem zona de entertainment aici sus. Climatizarea automată jos,
foarte simplu de utilizat, așa cum se vede. O să observați că nu are un display. Pentru unii o să zică, domne, da, altele știți, au 3 display-uri, 5, 6. Pe mine personal mă enervează multe display-uri. Comenzile pe care le dai sistemului de climatizare, așa cum o să observăm, apar pe display-ul central. Există și acest buton pe care atunci când îl apeși, ecranul sistemului de navigație devine ecran al sistemului de climatizare. În rest, iar o chestie pe care am mai văzut-o, această consolă cu o formă împrumutată sau nu de la alte mărci, este și asta o tendință. Sincer, îmi place ideea de a poziționa acolo bricheta, priza de 12V și mufele USB și audio, pentru că îți poți lăsa liniștit telefonul acolo sau un memory stick să stea aici în acest spațiu de depozitare. Însă mai delicat e cu bricheta, mai ales în timp ce conduci, dacă vrei să aprinzi o țigară, sigur că fumatul dăunează grav sănătății și ar trebui să ne lăsăm cu toții de el, dar eu vorbesc din punct de vedere ergonomic. S-ar putea ca bricheta încălzită să te lovești pe aici, să-ți cadă din mână. Mă rog, poate că ar fi fost de preferat să se găsească o poziție mai bună brichetei. Nu insist pe tema asta. Foarte mult îmi place această consolă inferioară. E altfel decât ce am văzut până acum la majoritatea constructorilor, deci e o consolă interesantă. Nu mă omor în schimb după maneta schimbătorului de viteze. Aș fi preferat una ca la Kia Sportage, gen manșă din aceea mare, ar fi arătat mult mai bine, zic eu. În fine, încălzire în ambele scaune față cu 3 poziții, cu 3 trepte dacă vreți, buton auto hold, frână de mână electro hidraulică, cutia de viteze cu pozițiile. O să pornesc motorul ca să vedem că se luminează foarte elegant și fiecare treaptă este, așa cum observați, luminată, marșarierul fiind roșu, o chestie iarăși interesantă, o chestie cu stil. Iar pentru modul manual, maneta se deplasează în dreapta, retrogradezi către spate și schimbi treptele mari către înainte, invers față de cum ar trebui, problemă pe care am mai discutat-o la foarte multe modele. Activare, dezactivare, senzor de parcare, două suporturi de pahare. Sigur că mai exista varianta să avem un rulou din acela care să le închidă, dar nu-mi displace, deci consola îmi place. Scrumieră, care se poate pune aici. Un mic spațiu de depozitare. Cotiera nu glisează, din ce am observat, ăsta e un minus din punctul meu de vedere, dar și aici e marea chestiune. Spațiul de depozitare este imens. Există și această cutie care se poate pune aici, plus că pe interior mai avem niște chestiuni care probabil că ajută, poți să-ți prinzi aici diverse chestii, acte sau alte chestiuni de gen, îmbrăcat în piele și destul de masivă și fermă. Ajung ușor la torpedo pentru că în sfârșit s-au prins că asta e poziția ideală. Apeși pe buton, se observă că putem să-l și încuiem cu cheia. Torpedoul simplu nu este căptușit sau să aibă alte funcții. Are însă una importantă, respectiv este refrigerat. Deci poți să încălzești anumite chestii dacă ești pe căldură sau să le răcești, mă rog, în limitele sistemului de climatizare, și pentru răcire e nevoie să fie aerul condiționat pornit. Se desface de aici această chestiune și intră aer, îl simt acum